Salut, bine ați revenit pe canal. Astăzi o să ne uităm peste cele mai importante știri din spațiul cripto. Dacă îți plac acest tip de videouri, o să dai și un like și un subscribe. Pe mine mă ajută foarte mult, pe tine nu te costă nimic. Știrea momentului, deja o știți toți. SEC dă în judecată Binance, dă în judecată pe CZ pentru mai multe încălcări pe partea de securities. Știrea bombă a venit ieri. Și bombă, ce mi se pare mie, că atacă nu doar Binance US, cât și Binance.com, exchange-ul mare, care îl folosim și noi. Acum sunt foarte multe capete de acuzare. Ei acuză Binance Holdings, BAM Trading Services, inclusiv pe CZ, Changpeng Zhao, foarte multe acuzații. Dar ce este cel mai important, ce mi se pare mie, că în acel document în care se prezintă acuzațiile, sunt prezentați și 12 tokens pe care cei de la SEC îi consideră securities și sunt monede foarte mari. Hai să vi le și prezint, pe lângă BNB, care era de așteptat, și BUSD. Avem Solana, ADA, MATIC, FIL, Filecoin, Atom, Sand, Mana, Algorand, XCX și Coti. Vă dați seama doar aici cum ar fi Solana, ADA, MATIC, BNB și deja au un proces și cu cei de la XRP. Deja sunt 5 monede din top 10 care deja sunt atacate de SEC. Sunt considerate securities. M-am uitat în acel document, este foarte lung, m-am uitat doar la Solana și MATIC să văd care sunt motivele, de ce cei de la SEC le consideră securities. Mă, sincer, m-am uitat la ele doar pentru că eu le dețin în portofoliu, valori foarte mari, procente foarte mari din banii pe care i-am investit. Ce pot să vă zic, pentru deținătorii de Solana și MATIC, cei de la SEC se leagă de mecanismul acesta de ardere token prin fiuri, care îl are atât Solana cât și MATIC. MATIC are acopiat sistemul de la Ethereum, ce mi s-a părut interesant, deși Ethereum are exact același sistem de ardere, fiuri, nu este pusă pe această listă, deși este copie în sistemul de ardere cu MATIC și cu Solana. Ce-ar mai fi în plus, la MATIC, cei de la SEC se leagă și de unul dintre fondatorii lor, de Sandeep, că acesta a pompat tokenul pe Twitter. Sunt mai multe print screen-uri prin care Sandeep se lega de token și de cât de valoros o să fie. Pe partea de Solana, fondatorii nu au avut niciodată această abordare să vorbească despre token, dar chiar și așa sunt toate la oaltă, sunt considerate securities. Acum vă dați seama, dacă e să o luăm chestia aceasta cu burning, cu fiuri, este pe foarte multe monede, foarte mult stock în același sistem, inclusiv Avalanche, Near Protocol și altele și așa mai departe. Acum nu avem timp să le enumerăm pe toate. Acum, probabil mulți mă întrebați sau vă gândiți, ok, Dan, ce facem? Avem bani pe Binance, îi mai ținem, nu mai ținem? Știm că este cel mai mare exchange din lume, dar totuși parcă deja devin chestiile tot mai serioase, tot mai nasol. Acum, părerea mea, probabil mulți deja o intuiți, este cel mai mare exchange din lume Binance, rulează foarte mulți bani, miliarde, este aproape, era pe vremuri cu toate celelalte exchange-uri la un loc, dar de ce să riști? De ce să vă riscați banii? Eu vă recomand să nu lăsați prea mulți bani pe exchange-uri, inclusiv pe Binance, până nu se liniștesc apele. Eu dacă aș fi în locul vostru, mi-aș retrage banii de pe Binance, i-aș pune, nu știu, pe wallet-uri, pe Trezor, pe Ledger sau i-aș pune la staking nativ pe wallet-ul fiecarei monede. Dar, până la urmă, este decizia voastră. Eu nu consider că Binance va pica, dar nici nu mi-aș asuma acest risc. Ce am zis eu pe canal, în mai multe videouri, mă așteptam ca SEC să atace în continuare Binance US. Părerea mea este că vor să-i scoată de tot de pe piața americană, să rămână doar Coinbase,
care poate fi controlat de către cei de la SEC, este un exchange al lor, este reglementat, este și pe bursa americană, cumva au control 100% asupra lui. Asta mi se pare că este lupta pentru mine, este SUA versus America, China, îmi cer scuze. Și acum este la un nivel pe orice plan, la fel cum este și în războiul din Ucraina, o luptă între America și Rusia, care este susținută de China, la fel avem și aici o luptă între Binance, care este un exchange din China, din afara Americii. Acum problema, dacă e să mă întrebați, ok, Dan, dar totuși tokenii ăștia ce mai facem cu ei, mai acumulăm, dacă sunt security sau dus naibii? M-am apucat și am investigat, n-am apucat să termin pe toți tokenii, am reușit doar pe Solana să vorbesc cu și să studiez. Ce am găsit ar fi că Fundația Solana nu are nicio treabă cu America, ei sunt în Elveția. La fel, sediul lor, tot ce ține, nu este în America. Cumva sunt feriți oarecum de, hai să zicem, mâna secului. Dar vă dați seama că acest lucru nu înseamnă că totul va fi all good, atât cu Solana, cu ADA sau cu Matic, retail-ul, persoanele fizice care sunt mai, hai să zicem, cu mai puțină experiență în acest spațiu, mai naive, șanse mari să nu mai acumuleze acești tokeni în viitor, de teama proceselor, se vor uita probabil la XRP și la procesul care l-au avut ei cu cei de la SEC și cum XRP nu a mai făcut un all-time high și atunci nu își vor mai asuma riscul, vă dați seama, sunt șanse mari cu acest scenariu. Dar pentru mine o să continui să studiez, să caut și despre Matic, să văd unde este fundația lor, ce, dacă sunt legături cu America. Mai din ce știu, fondatorii sunt din India, până la urmă Matic pare mai safe decât Solana, cum la ADA, la Cardano. Na, Charles Hoskinson este din America, dar și aici trebuie să studiez. Până la urmă fiecare dintre voi trebuie să studiați, să vă faceți o balanță. Okay, ce șanse sunt ca tokenul meu să fie afectat de SEC, să fie retras de pe vreun exchange foarte important din America, merită să mai risc sau nu bani, să mai investesc, voi ce să vă luați această decizie, nu vă pot zice eu, luați Solana, mai luați ADA, Matic, Filecoin, Atom, Sand, Mana, Algorand, Xfinity sau Coti și așa mai departe, voi trebuie să vă faceți acest research. Eu doar vă mai dau așa hinturi ce am putut să aflu, ce am putut citi. Acum rămâne de văzut, vă dați seama, trebuie să urmărim. Și știrea care are legătură cu un video de-al meu legat de Binance de acum, cred că o lună de zile, prin care ei încercau să, hai să zic, să dreagă busuiocul, să îndulcească apele cu cei din SUA, să nu mai fie SEC atât de important în exchange și să-l scoată măcar pe acte de pe din organizație, a venit și această știre, dar de seama că nu are niciun rol, deja procesul a venit, la urmă nu, și dacă venea mai repede știrea, nu se întâmpla nimic, părerea mea, SEC deja era hotărât de în judecată, acest Richard Teng va lua noua poziție de CEO pe tot ce înseamnă Binance în afara Americii, aici se prezintă și experiența lui, unde a mai lucrat, ce a mai supervizat pe parte și ce rol va avea. El va superviza Asia, Europa, Middle East și Africa de Nord pe partea aceasta a Binance. Și cum se scrie și în articol, ce am zis și în trecut, ei încearcă cei de la Binance să pară, măcar pe acte, în teorie, că sunt compliance cu regulile și așa mai departe. SEC nu va mai fi atât de important, cumva să se lepede de el în ghilimele, dar părerea mea e că în spate tot SEC va trage sforile și probabil, ca să nu zic cu siguranță, cei din America nu, pentru ei nu are nicio valoare această știre, ei știu ce e în spate, de aceea continuă cu procesul. Hai să trecem și la alte știri, destul cu Binance, cu FAD-ul a fost ceva hack pe Atomic Wallet, 35 de milioane de dolari ar fi pierderile. Acum sper că nu ați avut pierderi, știrea a venit ieri, dar este de câteva zile mai vechi, ieri probabil s-a făcut și suma aceasta de 35 de milioane. Au fost foarte multe persoane care s-au plâns pe Twitter că și-au pierdut monedele
Și acest researcher, ZEC-XBT, el a calculat ceva de genul cam cât s-ar fi furat și au scăzut depășit cam 35 de milioane de dolari. Și cea mai mare victimă a hack-ului a fost pe Tron, pe blockchain cel de la Tron, care a pierdut, Dumnezeule ce valori, 7,95 de milioane de dolari în acest atac. Aici se prezintă și wallet-urile, cum au mers banii, ce s-a întâmplat. Și cei de la Atomic Wallet au venit repede să spună că mai puțin de 1% din userii lor activi a fost afectat, astfel încât să nu să încearcă să potolească panica. Acum are rămâne de văzut, o să urmăresc dacă cei de la Atomic Wallet vor da banii înapoi persoanelor care au suferit acest hack. Până la urmă nu este vina userilor. Rămâne de văzut, o să vă țin la curent. O știre care mi s-a părut foarte importantă, JP Morgan, o foarte mare bancă americană, face un parteneriat cu mai multe bănci din India, astfel încât să se facă trading pe dolari prin blockchain. Vă dați seama cât de importantă este această știre. Pentru mine asta înseamnă adopție adevărată, când cripto încet, încet, pic cu pic, intră pe toate nișele obișnuite. Acum încearcă pe partea aceasta financiară. 6 bănci din India vor lansa împreună cu cei de la JP Morgan o platformă comună pe blockchain pentru a realiza tranzacții, settlement pe dolari, pe cripto, pe blockchain. Super tare, vă dați seama, va facilita tranzacțiile non-stop, 24 din 7, până la urmă tot știm, cripto nu doarme, cripto nu se închide vineri seara, cum se întâmplă la toate băncile. Și blockchain-ul celălalt de la JP Morgan folosit va fi Onyx. Acesta va fi utilizat pentru settlement-urile instante în dolari. Foarte tare știrea pentru mine, sper că și pentru voi. El Salvador, până la urmă, se ține de plantul, ceea ce au zis acum câțiva ani. Vor folosi până la urmă energia vulcanilor cu instalație de minare Bitcoin de 241 de megawatts, care va folosi energia vulcanilor și va mina Bitcoin. Aici se prezintă detalii tehnice, tot ce are legătură cu acest proiect. Până la urmă, pe noi ne interesează doar știrea. El Salvador nu renunță la visul lor, tot ce au zis, se lege de Bitcoin, vor și mina acum. Place foarte mult de abordarea lor, nu a fost doar abordare de bull market și după aceea să renunțe. Se țin de plan, la fel cum ar trebui să ne ținem și noi, de planul acesta de a investi în cripto. O știre despre multichain, știți că au fost foarte multe probleme zilele acestea, inclusiv au fost arestări, deja vorbesc și în engleză și în română, iasă un map porcării. Deci a fost mai multe arestări din partea echipei Multi, dar cei de la Multichain au anunțat că toate operațiunile au fost reluate normal, după un weekend foarte lung și s-au făcut analize și totul pare în prezent în regulă. Și atunci și tokenul, vă dați seama că a bubuit 30%. Și acum problemele au apărut pe 23 mai, când echipa lor au spus că au anumite probleme cu un upgrade planificat și atunci tranzacțiile care mergeau pe ruta Cava și Polygon au fost suspendate temporar. Și în 31 mai au fost la fel știri că nu au putut CEO-ul lor, Jiang Jun, nu a putut fi contactat și au apărut foarte multe zvonuri pe Twitter că acesta a fost arestat în China. În toată această criză, Binance a oprit depozitele și tot ce a ținut de multichain. A fost ceva nebunie și pe Phantom, pentru că și ei au ceva legați cu multichain. O să fac un video separat zilele acestea, legat de acest subiect și de Phantom. Poate aveți Phantom și vă interesează și pe voi. Dar acum totul pare în regulă, ca să zicem așa. Au fost date drumul la bridge-uri și tot ce ține de protocol. FTX,
va primi 550.000 de dolari înapoi, ce a dat donații la muzeul Met din New York. Da seama, din decembrie 2022, până la urmă, cei de la muzeu și-au dat seama că totuși ar fi cazul să dea acești bani înapoi. Dă bine atât pentru imaginea lor și, până la urmă, mai ales când știi câți bani s-au pierdut, câți oameni și-au pierdut agonisarea de viață, încearcă și ei să, ghilimele, dreagă busuiocul. Acum vă dați seama că această sumă pare mare la prima vedere, dar la ce găuri sunt NFT expert total, nu înseamnă foarte mult, dar chiar și așa, pic cu pic, până la urmă, această sumă se va împărți la un moment dat între toți cei care și-au pierdut banii în FTX, n-au mai reușit să-i scoată. Sper că nu este cazul și cu voi, cei care mereu mă urmăriți. Și ultima știre legată de Ethereum, este o nebunie pe partea de activare validatori. A crescut atât de mult lista de așteptare, sunt în prezent 90.000 de validatori care așteaptă în linie să poată fi activați. Inclusiv cei de la Celsius și-au pus la stake aproape tot Ethereum-ul. Zilele acestea ce l-au scos de pe Lido și s-a ajuns până la 46 de zile să stai să aștepți să poți să-ți activezi validatorul pe Ethereum. Vă dați seama cât de mare este cererea să fii validator pe Ethereum, cât de multe instituții cred în Ethereum, încât sunt dispuse să aștepte o lună și 2 săptămâni, o lună jumătate, încât să-și pună la stake Ethereum. Chestiile acestea voi trebuie să le urmăriți. Asta înseamnă adopția adevărată, asta înseamnă ce fac smart money, ce fac companiile. Asta noi trebuie să urmărim și asta trebuie să ne intereseze pe primul plan. Și aici se prezintă că în ritmul acesta numărul de validatori poate să crească de la 0,5 milioane, știu că în prezent e chiar 0,6 la 2,2 milioane, dar orice știre bună vine și cu reversul medaliei, cu cât sunt mai mulți validatori, cu cât este mai mult Ethereum pus la stake, cu atât și yield-ul va scădea. Ei estimează acest Nicolaus Pagi Torzlo, în fine, se numește Nicolas, el estimează că de la 7,4 cât era în prezent, cât este în prezent, va scădea până la 5%. Acum, din ce am urmărit-o efectiv pe on-chain, nu mai e de mult 7,4. 7,4 a fost cu nebunia cu meme coins, când s-a ars foarte mult Ethereum pentru tranzacții și atunci a crescut și reward-ul. Ultima dată când am verificat săptămâna trecută era pe la vreo 4-8, ceva de genul în prezent, yield-ul pe Ethereum. Dar și dacă ar scădea, hai să zicem, să fim conservatori 2,5-3%, pe termen lung vă dați seama să iei 3% dintr-un activ care pe termen lung crește în valoare, un activ atât de utilizat, un activ atât de vechi, cu atât de mare adopție, nici măcar SEC acum nu-l atacă, deși v-am zis exact motivele care sunt puse pentru Solana și Polygon, toate le regăsim și în Ethereum. Cam atât pentru astăzi. Dacă ți-a plăcut video, poți să dai și un like și un subscribe. Noi ne reauzim data viitoare.